Hristos s-a înălțat. Iată că astăzi este și o sărbătoare frumoasă. Noi, cu emoțiile pe care le avem, v-am invitat astăzi să ne întâlnim așa în mod mai restrâns, după cum sunt și vremurile, la vernisajul expoziției copiilor din clasa a 5-a și a 6-a. În ciuda anului care a trecut, noi am zis să sfidăm un pic tot ceea ce a însemnat că nu s-a lucrat, că nu s-a făcut, că nu știu ce, și să arătăm în timp de un an de zile ce am făcut noi, nu? Astea sunt lucrările copiilor, o parte din ele. Tema vernisajului nostru se numește Copilăria tărâma culorilor, tocmai că nu avem neapărat o temă anume pentru acest vernisaj, având în vedere că avem toată paleta de culori pe care o putem întâlni pe spectru solar. Eu mă bucur că copiii au dat curs tot ceea ce înseamnă ce le-am propus eu în acest an, chiar dacă uneori cu internetul și cu classroom-ul ăsta, tot ce înseamnă modernismul ne-a oprit, dar ca drept dovadă, uitați-vă, copiii au lucrat foarte frumos. Tot timpul am spus că sunt un om fericit pentru că pot să lucrez cu asemenea copii talentați. Și asta vă datorez și dumneavoastră, părinților, bunicilor, tot cei care îi susțin în demersul lor. Mă bucur pentru că, spuneam adineori, că sunt un om fericit pentru că pot să lucrez cu asemenea copii. Copiii unor nu pot să se exprime prin cuvinte. Iar dacă ne uităm la lucrările lor, aici sunt sentimentele lor, sunt dorințele lor, sunt tot ceea ce le place lor să spună și să facă. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru că am fost așa o echipă frumoasă anul acesta și sperăm și în continuare, cu sănătate. Și acum, dacă vrea cineva sau cu siguranță copiii o să vrea, să ne spună câte ceva. Cine vrea primul? Hai să numesc eu atunci, Daria, te rog să vii lângă mine. Îmi tremură vocea, am emoții. Daria Iliescu, clasa a 5-a, mă bucur. Te rog, dacă vrei să spui așa despre experiența asta de un an de zile, alături de colegii tăi și de mine. Fără emoții, că sunt gătit, da? Bună ziua! În acest an am trăit niște emoții de nedescris, deoarece lucrările noastre făcute de noi sunt făcute cu iubire, cu dragoste și sperăm să vă placă și dumneavoastră, arta noastră pe care o facem aici. Sperăm să vă topească inimile și să vă ducă într-un tărâm al culorilor și al copilăriei, în care să vă regăsiți. Mulțumim frumos! Amelia, vrei și tu să ne spui ceva? Da. Hai, te rugăm. Bună ziua! Experiența mea în atelier a fost foarte frumoasă, fiindcă ne-am dat idei unul altora cu ideile pe care trebuie să le facem în lucrări. Unul a venit cu idee, altul cu altă idee și la un moment dat noi ne-am înțeles foarte bine, ne-am ajutat între noi, ne-am ajutat când am avut vreo pensulă, ne-am dat unii altora și această experiență în atelier a fost foarte frumoasă și doamna ne-a ajutat foarte mult. După camera aia care spunea doamna e bine, nu că e foarte închis, ba nu e închis, este deschis. Și la fel și în online a fost foarte rău în online, fiindcă nu ne puteam înțelege, alții nu puteau să intre, nu se vedea bine pe cameră, dar mi-a plăcut foarte mult fizic la școală. Da, mulțumesc frumos, Ami. Urmăm și pe doamna director, dacă vrea să completeze ceea ce au spus copiii. Să spun ce am făcut eu în perioada asta, nu? Cred că ce e de apreciat în primul rând, că acest semestru, și știți că și în semestru trecut, a fost de fapt, aproape putem spune, din activitatea acestor copii 90% online. Venitul la școală și lucrat în prezența sau sub îndrumarea doamnei profesoare,
cred că a avut un randament maxim. Gândiți-vă câte lucrări și ce frumoase sunt. Asta înseamnă că, într-adevăr, copiii nu ne-au mințit și au dorit. Și au dorit să realizeze aceste lucrări într-un timp, pot să spun, foarte scurt. Nu sunt lucrări pe un an de zile. Ce s-a făcut online, probabil că a trebuit după aceea retușat și pus la punct. Eu îi felicit pe copii, eu felicit pe doamna profesoară. Știu că este o atmosferă deosebită. Ei sunt echipe destul de numeroase, dar ați văzut deja că discută despre cum se ajută unii pe alții, cum se înțeleg. Deci pe lângă ceea ce lucrează, sub îndrumare doamnei profesoare, s-a creat spiritul de echipă. Copiii, în general, copiii care sunt la arte plastice, exact ce spune doamna profesoară, dumneavoastră puteți să vă studiați fiecare copilul, sunt copii în cea mai mare parte mai interiorizați. Ei se exprimă, într-adevăr, după părerea mea, prin ceea ce fac, prin colorit, prin ce își imaginează aici, cred că sunt nu numai ce își imaginează, chiar ce își doresc, dacă ne uităm în adâncul sufletului lor și în ceea ce prezintă aici. Culorile îi reprezintă, probabil, și după intensitatea și caracterul lor, după cum trăiesc, după cum că am înțeles că uneia din fetițe, doamna profesoară, îi spunea că nu știu ce, e prea închis la culoare și fata susținea că e deschis, deci pentru ea intensitatea culorii era alta după părerea. Ce am spus era vorba de online. Că... A, online, că nu vă înțelegeați că culorile în online, exact cum și vibrațiile și sunetul muzicii și ce făceau copiii online, iarăși se auzea distorsionat. Eu îi felicit pe copii și pe doamna profesoară și ce pot eu să vă promit copiii ca director, că sper ca pentru anul viitor să reușesc să vă aduc și mai multe materiale. Știți că anul ăsta a fost datarea cu planșete, a fost un pas. În fiecare an, dacă mai facem câte ceva, să dăm o amploare și o importanță mult mai mare acestui atelier de pictură. Felicitări încă o dată! Să știți că n-aș fi putut să facem împreună cu copiii ce am făcut până acum, dacă nu ați fi și dumneavoastră, părinții, care să-i susțineți, pentru că arta plastică cere și sacrificii financiare. Și dumneavoastră știți foarte bine, vreau să vă mulțumesc pentru că de fiecare dată ați fost prompți în ceea ce înseamnă materialele, în ce poate uneori am fost prea exagerată, îmi cer scuze pentru a achiziționa anumite lucruri. Și dacă dumneavoastră, din părinți, vreți să spuneți câteva cuvinte, eu vă invit cu drag, fără nicio jenă, dacă îi spunem domnului să închidă camera, aveți emoții. Haideți, cine vrea să spună câte ceva? Atunci am să-i zic doamnei profesor, chiar dacă are copii la clasă de geografie, să ne spună și ea câteva cuvinte. Hai, colega mea dragă! Te-am prins la mijloc. Așa. Apropo, mulțumesc copiilor că m-au invitat, am invitația la geantă, în gentuță. Eu chiar am vorbit cu copiii, am în mintea mea un proiect, dacă scăpăm de toate restricțiile. Ziceam, la școală sau undeva, la muzeul de artă, ceva pe domeniul, zic eu, mediu înconjurător, obiective turistice. Da, copii, am discutat? Da. Ei știu. Chiar adică m-am gândit la asta, vină o școală specială, specială din punct de vedere, în sensul bun al cuvântului, adică copii talentați, care desenează foarte frumos, care cântă frumos. Deja unii mi-au spus că vor să-mi cânte, ultima oră, am zis că abia aștept. Eu țin să-i felicit pe copii, țin să te felicit în mod special, ne cunoaștem de mai mult timp și știu că este o profesoară bună și văd că inspiri copiilor din energia ta, ești o ființă energică, așa te-am perceput, îi felicit pe copii, pe părinți de asemenea și le urez succes în continuare și sper să realizăm și acest proiect pe care l-am în minte deocamdată. Sper și cu ajutorul doamnelor, director, să reușim. Mulțumesc și vă aplaud! Dacă între timp un părinte s-a hotărât să ne spună ceva?
Mulțumesc colegului. Mulțumesc colegului meu pentru că i-am zis. Da, și nu aveam curaj să, dar vreau să vă felicit în primul rând pe voi copii, pe doamna profesoară. Multe nu sunt de spus, doar imaginile sau tablourile, lucrările exprimă cel mai bine ceea ce au vrut să facă fiecare și să transmită fiecăruia ceea ce vedeți. Asta vreau să vă felicit, să nu renunțați niciodată la creație, la imaginație, la lucrul ăsta care vă place cel mai mult și să continuați la fel și în anul următor. Felicitări! Da, mulțumim! Mulțumesc. Spune, nu... Bun. Eu am o mică surpriză pentru copii. Am luat așa aleatoriu. Eu am făcut câte o diplomă personalizată pentru fiecare. Ce înseamnă personalizat? Eu vă văd pe fiecare dintre voi diferiți unul față de celălalt. Și eu am să strig acum și poate unii se recunosc în adjectivul pe care vi l-am atribuit eu sau nu. Și am să încep cu diploma se acordă pentru cea mai empatică elevă, Moroșanu Nicoleta. Să o aplaudăm! Și pentru activitatea desfășurată în cadrul orelor de artă vizuală în anul școlar 2020-2021. Felicitări! Diploma se acordă pentru cea mai prietenoasă elevă, Puiu Erica. Diploma se acordă pentru cea mai implicată elevă din atelier, Iliescu Daria. Diploma se acordă pentru cea mai timidă elevă, Gabriela, hai că m-am emoționat și eu, Bejenariu. Mă așteptam să vină ei, fără să... Diploma se acordă pentru cea mai cuminte elevă, Năstasă Rebecca. Diploma se acordă pentru cea mai pisicoasă elevă, Grigoraș Sofia. Știm ei fiecare de ce le-am spus aceste cuvinte. Diploma se acordă pentru cea mai darnică elevă, Ioana Cobu. Diploma se acordă pentru cea mai creativă elevă, Cârcu Ariana. Diploma se acordă pentru cea mai dedicată elevă a atelierului nostru, cine credeți? Dumitrașcu Amelia. Cu plăcere! Diploma se acordă pentru cel mai vorbăreț elev, Blaș Patriu. Diploma se acordă pentru cel mai aerian elev, Vitilie Teodor. Diploma se acordă pentru cea mai năstrușnică elevă, chiar și în ultima zi, săptămâna trecută, a făcut o nebunie. Cine este? Delia Stoica. Din păcate, Sara Albert nu este lângă noi astăzi. Îi mulțumim frumos și ei, chiar dacă nu este prezentă. Încă o dată, cum a spus și colegul meu, nu ezitați niciodată să visați, să puneți emoțiile voastre pe foaie, pe carton, pe pânză, pe ce vă doriți voi, pentru că, așa cum am spus la început, emoțiile voastre se văd prin lucrări. Felicitări încă o dată! Închei cu a spune cum am și început, că sunt un om fericit că vă cunosc, că v-am cunoscut și sperăm, dacă astăzi a fost o expoziție colectivă,
peste un an, doi, să mă invitați la expoziții personale. Felicitări!